Câinele tău știe cum ești de bază, dar a făcut o pauză din terțe motive, nu contează. Fie că ai fost plecat în concediu, fie că n-ai avut timp, nu are nicio relevanță. Iar ce ar trebui să faci în situația asta, în care câinele tău știe de fapt, dar a făcut o pauză? Poți începe, o variantă este să începi să-l recompensezi din nou și să-l pui să lucrezi lucrurile pas cu pas, exact ca atunci când îl învățai. De ce ar ajuta asta? Pentru că i-ar reîmprospăta memoria. Ea îi transmite creierului, cățelului, că uite așa trebuie făcute lucrurile. Și asta o să fac eu cu Togo. De ce? Pentru că eu am fost plecat în vacanță, ieri m-am întors și astăzi, hai mai aproape prietene, astăzi încep să lucrez cu el. Deși n-am lucrat mult, vedem ce știe și o să-i amintesc eu. Punem lesa, frumos, o să recompensez. Am observat că multă lume are o problemă cu faptul că recompensez prea des. Mie îmi place să recompensez des în procesul de învățare. Recompensez pentru faptul că a stat cu minte atunci când i-a pus lesa, după care îi amintim mersul la pas și a ieșit și culcat, că asta le știa. Nu le executa perfect, dar le știa. Pas! Șezi, culcat. Culcat. Nu are răbdare, e pui. Ar trebui să mă enervez deloc, nici vorbă. E pui. Trebuie să am eu răbdare, dacă el nu are, nu? Culcat. Când nu trebuie să mai am eu răbdare? Când crește el și deja știe. Bravo. Când repet atât de mult încât nu are voie să greșească. Te-ai necat, frumosule. Asta ar trebui să faci. Să îi spui, vezi că așa trebuie făcute lucrurile. Da? Ne vedem în video următor.